nu mă imaginez așa, de exemplu, să mă trezesc dimineața, să beau o cană de cafea și să plec la serviciu. Îmi imaginez diferite turnee, să mă trezesc la ora 4, să plec în diferite orașe, țări, da. Tot ce mi-am propus de mic asta e să ajung pe cele mai mari scene, iar când voi avea familia mea, va fi deja ceva uimitor. Deja te gândești la 14 ani ai tăi, la familia ta, la copii? Păi da, așa sunt eu. Salut, maestre, tu cine ești? Cristian. Cristian? Da. E frumușel, doamnă. Știi? N-aveți probleme cu el deja? Sunt. Nu fuge pe geam noaptea? Nu, pe geam nu-i dăm. Eu, să știți că eram urâțel și fugeam pe geam. Prietenesc foarte bine cu fetele. Am prieteni, adică, dar iubite nu am. Doar îmi scriu pe rețelele de socializare, când am timp răspund, când nu mai dau și sin, adică, cum se spune aia. Nu, deblochez, nu le blochez, adică... Dar nu știu ce înseamnă sin pe Facebook. Asta e când citești mesajul, dar nu răspunzi la el. Ai față de scenă, să știi. Mersi, mă. Să vedem dacă ai și pe dinăuntru. Să aflăm. Altfel o să fiu un manechin de succes, cum am fost și eu în tinerețe. Succes. Dar tu ai încredere în tine? Am încredere în mine, am încredere în puterile mele, în tot lucrul pe care l-am depus. 4 de da? Sau 4 de da. 3? 4. 4? 4. E mai bine, sună mai bine cu 3, nu? Da. Bună seara, România! Salut, salut! Bună seara! Mă numesc Cristian, sunt din Chișinău. Bine ai venit, Cristian, din Chișinău. Ne era dor de cineva din Chișinău, pentru că acolo ne simțim foarte bine de fiecare dată când mergem să concertăm sau la prieteni. Asta e și normal. De ce? Pentru că în Chișinău ce se întâmplă? Sunt foarte mulți oameni care iubesc România, toate piesele românești. Dacă te pun să-mi cânti o piesă de-a mea, nu o să o știi, așa că ia ușor. Străzile în alb s-au îmbrăcat, cerul e albastru și curat. Atât. Și 1-0 pentru Chișinău, domnul Brenci. Și un băiat de 14 ani a avut fericită ocazie la această fragedă vântă să fie pus să învețe această piesă de către profesoara lui Dicant. Tu îți dai seama că s-a schimbat totul pentru mine acum. A, foarte bine. Tu deja îmi place. Ce seriale îți plac ție? Te rog să-mi spui. The Vampire's Diaries. Diaries, da. Da, Diaries. Așa, da, bun. Asta e preferatul meu. Și... Vampirii și cu ăsta mai înțeleg și eu foarte bine. Cu toate că e puțin cam melodramatic. Să zicem altceva. Nu mai știu. Vrea să întrebe dacă îți place Game of Thrones. Nu știu așa serial. O, da, te plătesc ăștia de la Game of Thrones de le faci a ta reclamă, mă, da. Pe cuvântul meu de una. Nu înțeleg chestia asta. Voi, stimați concursari, vă uitați la serialul ăsta? Ok. Și care e problema dacă îmi place ceva să spun? Păi nu e dat o dată de două. E deranjat, dar de 10 ori spun, na, care... Păi eu mă uit la BD-uri, na, voi vă uitați la BD-uri? Da, da, foarte acum, bine. Acum cum ar fi să zic de BD în la fiecare emisiune? Nici o problemă. Bă, fiecare utilizează foarte emisia bine. Cum vrea. Nu spune de vampir că se plictisește bănică imediat. Păi e adevărat, e un serial bravo, eu nu-l urmăresc, dar e foarte bun. De asta curzea la tronilor, pentru că de atâtea ori mi-a spus, am spus, mă enerveze numai când îl aud. Eu nu mă uit la filmul ăsta, poate fi bun, dar Brenciu l-a făcut pentru mine să fie rău. Stefan, nici mie nu-mi place urzenatul. Urăsc acest film. Dragă mă, la ce piesă te-ai gândit astăzi? Ed Sheeran, fotograf. Ed Sheeran joacă în Urzela Tronurilor. Baftă multă!